ușor mingile. Excelentă pasă pentru Crețu, care l-are în față pe Jipa. Crețu centrează cu stângul și nu o face rău. Este o șansă pentru Olaru. M-aș da să dea din prima. Întârzie, dă cu stângul, superb. Două goluri cu stângul Olaru, 2-0. Gol anunțat de ratările precedente, 2-0 FCSB. Și stai să te întrebi de ce ai nevoie de vârf. Vârf de careu. Pentru că echipa lui Becali arată că se descurcă mai bine, găsește culoare mai ușor, are viteză mai bună pentru acțiunile de atac. Este nouă golgâță la campionatul lui Darius Olaru, cu 10 reușite. Dar și Sibiu face, după părerea mea, am văzut multe dintre meciurile ei, cam cea mai slabă repriză a sezonului. Acum știi cum e, șoci și câte lasă adversarul, iar FCSB chiar a jucat bine astăzi. Da, e sufocant jocul pe care l-au făcut bucureștenii. Cum e, cum are bucurie în tribunele arenei naționale? Oare și acum vor mai sta? Stau acum chiar că se retrag. Crezi că și acum mai stau așa?